Se poate slăbi 20 de kilograme în 9 luni, se pot aduce glicemiile de la valori crescute de diabet la anvea diabet? Categoric da. Scăderea hemoglobinei glicosilate de la aproape 11, adică glicemii în medie de 250-300 mg pe decilitru la valori care nu mai pot fi încadrate în diabet, s-a înregistrat ca o consecință a scăderii în greutate de 20 de kg și a reducerii rezistenței la insulină. Scăderea nivelului de insulină a deschis accesul către depozitele de grăsime. Astfel, această pacientă a putut să slăbească 20 de kg, glicemiile au scăzut și a avut loc corectarea parametrilor metabolici. Ce am făcut? Am corectat alimentația, de fapt, întregul comportament alimentar și am utilizat un medicament care are ca mecanism de bază scăderea rezistenței la insulină. Fiind pacientă cu diabet, ghidurile de tratament ale diabetului ne obligă și la utilizarea medicației. Medicamentul este doar un adjuvant cu rol secundar și de protecție cardiovasculară. Însă cu certitudine afirm că și fără medicație, doar prin colectarea alimentației, dacă se intervine precoce, se obține scăderea glicemiilor pentru că vin ca o consecință a scăderii în greutate și a îndepărtării rezistenței la insulină.